Salutare lume, bine ați revenit la un nou episod Hello Comics. Ca de obicei, precomenzile sosite recent, titluri mai noi, ceva back issues, seriile ongoing și, după cum vedeți, câteva coperți super faine. Deci stați pe aproape dacă vreți să vedeți în continuare ce comicsuri am primit la precomandă. Voi începe cu acest special de la Teenage Mutant Ninja Turtles, Saturday Morning Adventures, April Special. Este o revistă care are ca personaj principal pe April, un one-shot special pentru ea. Pare că va trebui să se descurce singură împotriva lui Shredder. Artwork-ul similar cu seria respectivă. Deja cred că ăsta e al doilea sau al treilea special și poveștile sunt destul de faine. Dacă găsiți albumele collected, vi le recomand. Hack slash Kill Your Idols, încă un one shot, se pare că a fost luna one shot-urilor. Hack slash e cam seria mea preferată, cred că după Hellboy. Casey este personajul principal și trebuie să lupte împotriva la tot felul de slasheri. De-a lungul timpului au apărut o grămadă de serii, one-shot-uri. Deci nu este un personaj nou. Și chiar super că mai apar așa ocazional serii cu acest personaj. În momentan nu este niciun serie ongoing. Este scrisă de Tim Seeley. Încă o serie de la Tim Seeley. Local Man, Bad Girls. Serie de acțiune. Arată destul de bine. Cred că trebuia să mi-o precomand și eu. Dar nu-i târziu. Destul de interesant. Acesta este cover, un variant cover, nu mai știu exact care, cover C, Horror and Fantasy, ilustrată de la Zenescope, Cradle of Shadow, cred că este un one shot, este de 48 de pagini, un miliardar, călătorește pe lună și excursia respectivă nu se termină cum trebuie. Artwork-ul arată destul de bine. E o poveste destul de faină. Așa, dacă mai răspoiți mult, dau și spoilere. Asta am lăsat-o pe final. Lady Death, Imperial Requiem numărul 1, Premium Foil Edition. Uitați ce bine arată coperta asta. Și nici artwork-ul nu-i mai prejos. Revistele astea apar ca serii limitate, deși sunt conectate între ele cu miniseriile anterioare. Arată destul de bine. Recomand, dacă n-aș citit până acum o revistă cu Lady Death, eu vă recomand. De fapt, toate seriile care vi le arăt aici, eu vă recomand să citiți. Dacă n-aș citi comics-uri până acum, sau dacă citiți. Și voi trece la cele trei reviste cu Spider-Man. Să zicem niște reviste mai vintage, deși nu sunt chiar așa vintage, din 93. Amazing Spider-Man, numărul 377. Cuvertă destul de faină, arată destul de bine și în interior.
Cei de la care aducem, ne comandăm revistele, au o grămadă de back issues. Deci chiar super bine. Încă un Amazing Spider-Man, numărul 383. Judgment Night. Chiar super bine arată revistele astea. Și Spectacular Spider-Man, Maximum Carnage, numărul 202. Este partea nouă din Arc Story. Și un Carnage, și un Venom, și un Spider-Man, toți sunt pe copertă, au încăput toți, și Black Cat. Chiar super, super bine arată. Artwork-ul ăsta din anii 90. O parte din el e chiar super. Așa, și cam asta a fost ultima revistă cu Spider-Man. Voi trece la seriile ongoing. Cum să vă arăt seriile ongoing? Walking Dead, numărul 85, numărul 86, acestea sunt The Walking Dead Deluxe, varianta color, reprinturi la seria originală, Red Light. Am prezentat într-un episod anterior, primul număr, Hellblazer, Dead in America, numărul 3, destul de faină coperta, Elvira, Meets H.P. Lovecraft, numărul 2, Most Dangerous Game, numărul 4, destul de faină și coperta asta. Tarot Witch of the Black Rose, numărul 143. Blade Runner, aproape de final seria asta. Blade Runner 2033, numărul 11. Și Under Blood Red Moon, numărul 6. Conan the Barbarian, numărul 9. Cet încet se apropie și asta de final, cred că sunt 12 numere. Van Helsing, numărul 3. Și ultima este acest Judge Dredd Magazine, singurul magazine care l-am primit acum. Și cam acesta a fost episodul. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!